Da. Am avut o perioadă grea de asta aglomerată cu, în fine, mă duceam la ședința cu părinții de la școală de la Fimiu, era 5:30, Bucureștiul paralizat, terminat. Mă, nu m-am uitat, mie îmi pune la pompă nenea ăla. Nu m-am uitat, am luat prima aia, am băgat și mă gândeam așa, zic, să fac plinul. Zic, bă, dar ce rost are că plec vreo 4 zile din țară, zic, las-mă, da, da, bine, hai. Și mă opresc, nu știu, la 25 de litri, o chestie de asta. Mă duc înăuntru să plătesc și îmi zice doamna, care îi mulțumesc o dată în plus, cunoscându-mă, am cumpărat 3 cartușe de țigări și benzina, să o plătesc, știi? De ce era 3 și... cartușe de țigări? Plecat din țară. Atât de mult era săptămâna doar pe țigări, și... regim de social. Era exact. Și nu mă, eu spun... Băi, nu mai fuma atâta, mai și slăbești, fumești atât. Da, fii atent. Și... Stai, și tu acum. Doamna îmi zice, dar la ce pompă ai pus? Și zic, la 2. Ce, păi ai pus benzină? Nu, eu foarte... Bă, ai pus benzină. Bă, mă duc și văd pe aia, că era verde, maneta verde, știi? Și îmi dau seama că am pus benzină și că eu aș fi pornit mașina dacă ea nu-mi zicea. A, nu ai pornit-o. Mulțumesc Dumnezeu că n-am pornit-o. Noroc. Dacă porneam mașina și apucam să plec cu ea fără să știu, nenoroceam. Adică nenoroceai, da, câteva pompițe schimbai, pompa de motor. Da, da. Și câteva miuțe, pa, la revedere. La revedere, la atât. Volan, da, da, costace. Și l-am sunat pe Sandu, Sandu, prietenul meu bun, în fine, la care eu îmi fac mașina și așa. Și îmi zice, bă, n-o porni, las-o acolo, mi-a dat platformă, m-am dus la ședința cu părinții, m-am manifestat corespunzător, m-am întors în benzinărie, a venit dar platforma. Dar cât a costat, spune-ne cât a costat punctual doar treaba asta, nepornind mașina, deci platformă, da, ca să plus știe, Sandu. Ca să știe platformă și plus Sandu, plus benzină, plus motorină, plus așa. Nu, rost... de doar reparația și platforma. Deci, mă, de nu, 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 deci eu vi recomand pe Sandu, vă dau și adresa, e un băiat deosebit, nu. Platforma, numai platforma ți-a dat 10 milioane. Nu, 5-6 luat... milioane probabil. Nu, mă, nu, ce aveți, de la Intercontinental până la Parcul Tineretului, unde are Sandu chestia asta, mi-a luat 150 de lei. Mă, de unde ai găsit oferta asta? Sandu ăsta e de ținut minte. Păi asta vă spun. Ce platformă e, mă, Uber? Da, mă, da. Nu, mă, n-ai văzut-o în imagine, e chiar pe platformă. Costi, parcă-l cheamă. Nu mai bine vine și mă ia și pune de acasă cu platformă, eu stau în mașină. Mă ia în mașină, stau cu mașina pe platformă. Mă aduci aici. Și Sandu mi-a luat foarte puțin. Adică nu m-a costat așa de... Da, na. Zine o sumă estimativă. Hai, mă, sună-l pe Sandu. Câteva sute de ron până în 1000? Nu. Better call Saul. Dar încearcă, mă, du-te și pune benzina în loc de așa. Dar eu fac tot timpul, fac reviziile la el, în fine. Mi-a luat puțin, dar sună-l oricum... Îți spun după, îi fac antireclamă omului. Domne, făcea 300, dar mie mi-a luat una. Ce să spun, suntem prieteni. Ai și slăbit, adică. Am și slăbit, nu e, că am fost la botez la copilul. Suntem prieteni, adică... Am înțeles. Da. Neplăcută situație, oricum. Da, văd că niște branduri pe tine, ți-ai luat și geantă Vuitton? Nu. Da, 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 am văzut. Câte minute mai avem? Să nu o duci la reparat. Păi nu, mă, e ziua mea. O să vă povestesc eu când mi-am dus geanta. E încă geanta la reparat la Vuitton. E ziua mea și mi-am făcut cadou, Dănuț. E în service, cum? Vine ziua mea luna viitoare și mi-am făcut cadou. În nu mai fac petrecerea anul ăsta. Aha. Mulțumesc. Mulțumesc. Bine. Și acum... Mașina e ok, nu? Mașina e ok, am luat-o a doua zi dimineață, mi-a și făcut-o băiatul la fix. Eu adică alergam, știi că ne-am întâlnit în trafic, eram super contratimp. Dacă spun că am întârziat și taromul 3 ore, dai cu capul de masă. Deci nu, deci nu mai știam cum, știi că să ajung, era trafic, vinerea e trafic spre aeroport. Zic, mamă, poate pierd avionul, te ia mașina din service. Am plecat cu niște clipsuri în cap, că am fost la Cristi Pascu, de o nebuneală. Ea mi-a dat mesaj, ești la aviatorilor? Și eu zic, ești într-un taxi în fața unui Audi, în spate, nu știu ce zic, băi... Tot, și da, dar stai să zic ce mi-ai zis mai departe, că asta e mișto. Deci fiți atenți, discuție între două stricăciuni de oameni, eu și Capatos. Eu. Nu, asta cu bună seara, părintei, mai devreme știi tu de când, de la seara cu Vadim, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Ești la aviatorilor în mașină, el, și tu în taxiul de pe prima bandă, eu râd. El continuă cu un Audi în față și eu îi zic, plec la Frankfurt, vin luni la tine. Trebuia să vin aseară, dar a fost, mă rog. Dar el zice, vechea școală de la Băneasa a scos cadeți buni. Acum, știi? E, și eu zic, da, suntem rudele sărace ale securității, incogito. Ca să arătăm că suntem și intelectuali. A, bine, publicitate și revenim.